PRM-ul a înregistrat la OSIM titulatura și sigla. Valabilă înregistrarea până în 2015, că știți, după un anumit termen, interval, se anulează dacă nu mai revii acolo ca să mai dai sigur și suma care se percepe că e normal, că e o instituție care trebuie să aibă venituri. În schimb, Corneliu Vadim Tudor, în 2010, a trimis pe cineva la OSIM, s-a găsit un funcționar așa acolo, care în mod normal ar trebui tras la răspundere penală, ceea ce noi nu facem, nu ne ocupăm noi de așa ceva, treaba lui să fie sănătos, și a înregistrat Partidul România Mare la un alt capitol, că nu putea să-l înregistreze tot la capitolul unde eram noi deja înregistrat, sub titulatura ca proprietar partidul. Așa. Pe numele lui Vadim Tudor a înregistrat Partidul România Mare, deși termenul de decădere nu se produsese, că mai avem încă 2 ani până atunci. Deci automat cade și această poveste, argumentul lui suprem, că de-aia nu poate să ia nimeni partidul, că e partidul lui. Ușor, ușor, pe măsură ce noi am început să creștem ca forță în teritoriu, și rezultatele la alegerile locale și parlamentare au început să crească. Lumea a început să realizeze că acest partid a devenit o forță. Pe când în anul 2000, după ce a intrat în celelalte, că de la prima participare, PRM-ul a fost de fiecare dată a devenit membru al Parlamentului. Apogeul a fost în anul 2000, când am avut cu redistribuire aproape 25%. Pe când un sfert din parlamentarii români sunt ai unui partid, înseamnă că partidul acela, într-adevăr, a devenit puternic. Dar a devenit puternic că și-a consolidat baza. Pentru că munca în campanie electorală nu o duc cei de la centru, o duc cei din teritoriu. Ei merg, ei bat pe la curțile oamenilor, ei împrăștie acele afișe, ei duc mesajele partidului nostru. Și aici s-a văzut că în raportul masă-lider, masele au câștig de cauză, că știți că de-a lungul istoriei s-a tot comentat rolul liderului, rolul masei. S-a demonstrat încă o dată că dacă ai o oaste puternică și bine organizată, poți să ai și rezultate. După alegerile din 2004, noi mai ne pusesem problema asta. Chiar atunci când am obținut 25%, în mod normal, PRM-ul trebuia să participe prin alianță la guvernare. Numai că cei care au beneficiat de pe urma evenimentele din 89 cel mai mult și au dat seama că noi le suntem cel mai puternic adversar. Și au inventat acea mizerie că PRM-ul ar fi partid extremist. Dar dacă aveți curiozitatea și solicitați la colegii mei doctrina partidului, cea de la înființare și pe care n-am modificat-o, veți vedea acolo că nu găsiți niciun paragraf, niciun cuvânt din care să rezulte că noi am putea să facem o politică xenofobă sau extremistă. Ba mai mult, găsiți paragraful în care spunem negru pe alb că suntem împotriva extremismului și a xenofobiei și altor lucruri care nu țin de democrație. Extremismul s-a regăsit din ce în ce mai mult, după câțiva ani, în ieșirile din decor ale liderului. Și sigur că s-a accentuat această etichetă de partid extremist. Și atunci, ce era de făcut? Ne-am dat seama că până nu ne afiliem la o grupare politică externă, nu putem să convingem pe cei care alternează la putere, că și noi putem fi o variantă viabilă de a conduce treburile statului român, alături de alții, prin alianță. Că nu, cu 25% n-aveai cum să fii de unul singur la putere. Spre ce grup parlamentar să ne îndreptăm? PRM-ul este un partid de centru-stânga. Are componentă ideologică de bază, doctrina națională. De asemenea, componentă economică, componentă socială, cum am și celelalte partide. Și vreau să rețineți că și în programele tuturor partidelor veți găsi multe elemente din doctrina națională.
Pentru că această doctrină națională a apărut încă de la primele partide, pe la anii 1800, care au apărut în Anglia, Germania, Franța. Și, în general, partidele conservatoare au ca fundament doctrina națională. Deci nu e o inovație a noastră, a celor de la Partidul România Mare. Noi am preluat de la înaintașii noștri și ai altora teza că trebuie să te bați pentru perpetuarea valorilor naționale, că trebuie să te bați pentru interesul național. Chiar dacă pentru unii sună așa puțin deșuiet, zic ei, dar nu-i deloc. A te bate pentru interesul național este cea mai mare demonstrație că te leagă de glia strămoșească, te leagă de această țară, te leagă de concetățenii tăi și că vrei binele, nu vrei risipirea românismului, nu vrei pierderea identității românești, că asistăm la bombardamentul la care este supus vocabularul nostru, care, slavă Domnului, fiecare cuvânt din vocabular are cel puțin 3-4 sinonime. Și l-am încărcat acum de englezisme, de franțuzisme și de fel de fel de neologisme, cum le mai spun eu. Mă uit și la firmele din jurul nostru, prin oraș în care mergi. Rar vezi o firmă românească, domnule, cu denumire românească. De ce lucrurile astea? Ne e rușine că suntem români, cum declară niște venetici de ăștia care n-au gânduri pentru țara asta? Nu credeți că ar trebui să sensibilizăm cât mai mulți români să ni se alăture și să trăim și să simțim cu adevărat românește toți? Ce nevoie avem noi de Valentine's Day sau de dovleacul luminat, ca să-i zic așa pe românește? Noi nu avem tradițiile noastre, nu avem obiceiurile noastre, nu avem folclorul nostru. Astea sunt câteva lucruri pentru care noi, cei de la România Mare, vrem să ne batem și, ca să ne putem bate, trebuie să ne organizăm, să ne reorganizăm. Și vă asigur că actuala conducere, acolo ne-am strâns oameni care, într-adevăr, simțim, cum marea majoritate a românilor simt românește, dar au intrat într-o apatie, o lehamită, datorită sărăcirii lor și a situației care e, a violențelor din politica românească, confruntările astea care nu se mai termină. Eu, ca sociolog, sunt deprimat când văd că relațiile interumane între români se deteriorează de la o zi la alta. Se amplifică cu totul alte lucruri. Lăcomia asta, egoism. Proverbul nostru strămoșesc cu capra vecinului. Oare chiar nu reușim să ne adunăm, să demonstrăm că totuși suntem un popor puternic, un popor unit, care este capabil să treacă și peste perioade mai grele, cum e perioada asta de criză? Numai că s-au căpușat unii pe banii statului și nu prea mai sunt fonduri pentru a rezolva ceea ce trebuie rezolvat. Obiectivele noastre, după ce vom reuși, că ăsta e primul obiectiv, reorganizarea, de la nivel comunal până la nivel județean, anul viitor dorim să avem 2-3 europarlamentari, motiv pentru care am solicitat filialelor până la 15 noiembrie să ne prezintă candidați. Cât de curând o să le dăm și criteriile pe care trebuie să le întrunească acești candidați pentru a participa în numele nostru la alegerile europarlamentare. Iar în 2016, și avem timp suficient, dar asta va depinde de noi, peremiștii, să reintrăm în Parlamentul României, să ocupăm poziția pe care o merităm în politica românească, cu 7-8% și la locale și la general. Și o să ne mai întâlnim în 2016, vă asigur, și o să vedeți că nu am spus lucruri negândite. Personal, și am experiența organizării alături de ceilalți colegi a acestui partid de la zero, când am înscris partidul, am experiența înființării Partidului Popular, numai că domnii de la putere de atunci au realizat că vor și ei să meargă la Partidul Popular și au blocat în instanță timp de un an, ne-au ținut cu Partidul Popular, pentru că în momentul când eu am plecat de la PRM, asta am făcut, nu m-am dus, deși am fost invitat la toate partidele, n-am luat la niciunul. Am avut ambiția să încerc să construiesc un partid care să aibă ca valori valoarea bunului simț, a bunei credințe, a toleranței, care să se bată într-adevăr pentru spiritul românesc.
la o discuție cu Adrian Videanu, în premieră, spun lucrurile astea în fața presei, trimis de Traian Băsescu, care pe atunci era președintele lor. Deci am această experiență. Știu că au mai rămas oameni care au ținut steagul PRM-ului și cu acești oameni, și ați avut o dovadă, cei care ați venit mai devreme, câți oameni au venit la această întâlnire cu mine, că sunt hotărât să demonstreze atât opiniei publice, cât și fostului lider, că Partidul România Mare va reveni acolo unde este locul. Iar culoarul este cât se poate de favorabil, ținând cont de situația conjuncturală. Avem culoar favorabil pentru un partid cu o doctrină națională sănătoasă. Pe scurt, pentru dumneavoastră, motivele pentru care am părăsit PRM-ul. Spuneam că ținta fiecărui partid este să ajungă la guvernare. Am început tratativele cu Partidul Popular European, dar nu înainte de a avea un Consiliu Național, unde Vadim Tudor a fost trecut președinte de onoare, Corneliu Ciontu a fost ales președintele partidului prin vot secret cu 320 de voturi pentru și 8 împotrivă, Dorel Onaca prin vicepreședinte. După ce am aprobat în cadrul Consiliului Național și hotărârea Partidului România Mare, a membrilor săi, de a solicita Partidului Popular European să ne primească în rândurile lor, am bătut la Bruxelles, la ușa domnului Pottering, atunci președintele Parlamentului European și vicepreședinte al Partidului Popular European. Am avut o primă discuție, nu ni s-a dat voie să comunicăm că este oficială întâlnirea noastră, întrucât ei nu aveau încredere în Corneliu Vadim Tudor, care era la Bruxelles perceput, la fel cum era perceput liderul francez Le Pen. Au durat tratativele aproape 2 luni până la ultima deplasare care am făcut-o cu Onaca la Bruxelles, unde ne-am întâlnit cu alți vicepreședinței Partidului Popular. Ni s-a spus că din acel moment putem să comunicăm oficial că suntem în negocieri cu Partidul Popular European. Timp în care ei se convinsese de seriozitatea noastră și că nu avem drumul pe care, cu excesele lui, îl avea Vadim Tudor. Am revenit în țară, fericit de acest succes, l-am informat timp de o oră pe fostul președinte. A doua zi ne întâlneam deja la Palatul Parlamentului cu Victor Cesa, vicepreședinte, și cu Paul Licandru, secretar general la Parlamentul European, din partea Partidului Popular. Ne-au comunicat oficial că din momentul ăsta putem să dăm drumul la știre. La ora 1, că era vineri, a avut întâlnire la ora 11, la ora 1 aveam conferința de presă, eu țineam ca nou președinte toate conferințele de presă și ca să se înțeleagă la Bruxelles că într-adevăr lucrurile s-au schimbat și nu mai conduce Vadim Tudor Partidul România Mare. Am redactat până în conferință câteva rânduri să pot să dau presei și am plecat în teritoriu cum promisesem oamenilor că merg în teritoriu să le explicăm de ce a trebuit să facem aceste modificări de statut și de conducere. Întrebându-l, dar ce motive, cum a argumentat? Păi nu, că mi-a închis telefonul și poate îl sunați dumneavoastră. Și i-am spus foarte clar, Dorele, așa cum te-a sunat pe tine. Putea să mă sune și pe mine, cu atât mai mult cu cât am fost aseară la el, de la 8 la 9, acasă la el și am discutat și era bucuros că am reușit să avem negocieri oficiale. Atunci s-a produs primul pas al rupturii. Întorcându-mă la București, de la Arad, unde mă deplasasem să mă întâlnesc cu oamenii noștri, m-au sunat colegi de-ai dumneavoastră de la presa centrală să mă întrebe ce-i cu comunicatul de presă, semnat de Funar și de către Bolcaș, că îl roagă pe Vadim Tudor, pe președinte, să revină la funcție, întrucât bat alegerile anticipate la ușă. Băsescu nu fusese mulțumit de rezultatul obținut de alianță la Parlament, și tot declara pe peste tot că a fost fraudă majoră și că procuratura și instituțiile abilitate să intervină și că trebuie să se facă alte alegeri. Bine, ăsta era un fals pretext. Eu le-am spus colegilor dumneavoastră care m-au sunat
că nu comentez deocamdată, n-am ce să comentez. Și în general, ei știau că eu nu mă pronunț pe lucruri care nu îmi dau cu părerea la modul general și că luni o să convoc comitetul director și o să vedem despre ce e vorba. Numai că între timp am fost sunat de la redacția revistei România Mare că marți o să apară un articol dur la adresa mea, a familiei mele și am așteptat ziua de marți dimineață, mi-a confirmat consilierea mea, eram vicepreședintele al Camerei Deputaților atunci, mi-a confirmat, mi-a spus așa câteva lucruri, că eu am fost crescut la orfelinat, într-adevăr am fost crescut la orfelinat, n-am avut părinți de la 4, respectiv 5 ani și acolo am căpătat deprinderi urâte, printre care și hoția, că am furat 3 milioane de euro de la partid și alte bazaconii de genul ăsta. Dar cel mai mult m-a durut nu ceea ce a spus despre mine, când mi-a atacat familia. Când a publicat o poză de-a băiatului meu că nu se lasă până nu-l bagă în pușcărie, deși copilul meu nici nu avea 17 ani și scria pe trotuar cu vopsea roșie votați PRM, copilul meu s-a ocupat și noi să știți că sunteți în presă ce înseamnă marketing politic, de la înregistrări, de la montări, de la ilustrații muzicale, de la afișe, de la bannere. Partidul România Mare a avut prima broșură unitară de imagine vizuală în campania electorală, făcută de băiatul meu. Că fata mea, vezi, doamne, ar avea 2 copii cu un frizer, da, dar frizerul ăla este soțul ei, și alte mizerii pe care le-a continuat începând tot timpul. Cum? Ciuntul? Păi eu l-am dat afară pentru corupție. Ceea ce nu era adevărat, că eu în fața presei, împreună cu încă 13 parlamentari, ne-am dat demisia și alți 5 președinți de... Deci ăsta a fost motivul pentru care eu am părăsit acest partid și niciodată în cei 8 ani nu am dorit să dau detalii în legătură cu ceea ce s-a întâmplat. O fac acum, în primul rând, pentru colegii mai noi veniți între timp în Partidul România Mare și pentru cei care o să vină, că poate cine știe, că știți cum e de asta, unii repetă jignirile și calomnile, că doar s-o prinde ceva. Care poate s-or fi gândit, domnule, o fi ceva adevăr din tot ce spune Vadim Tudor despre Corneliu Ciuntu. Vă dați seama și concluziile le veți trage dumneavoastră și prin comportamentul meu, că nici pe departe nu putea să fie vorba de asemenea mizerie. Deci astea au fost motivele și bucuria mea a fost că în septembrie anul trecut lideri din Moldova m-au sunat să mă întrebe dacă vreau să revin în partid. Și am zis cu toată dragostea, dar e o problemă care trebuie să o rezolvați voi din interiorul partidului, că eu sunt în afara partidului de 8 ani și mă alătur fără niciun fel de rezervă. Cu atât mai mult cu cât eu am ținut tot timpul legătura, inclusiv cu colegul și prietenul meu, domnul Octavian, și ne mai consultam, fie mă sunau ei pe mine, fie îi sunam eu. Apoi a apărut acel apel la 27 de președinți de filială, scrisoare deschisă către Vadim cu titulatura Salvați Partidul România Mare, prin care oamenii nu cereau nimic greu. Cereau, îi solicitau președintelui Vadim să convoace Consiliul Național, să se facă o analiză atentă, să se vadă care au fost cauzele căderii atât de dramatice a Partidului România Mare la ultimele 2 runde de alegeri, când știți bine a obținut abia 1,4%. Asta au cerut acești oameni. A tot tergiversat, a amânat până în sfârșit a catadixit să semneze un comunicat de presă și e bine că a semnat că ne ajută acum în instanță semnătura lui de convocare pentru 15 iunie Consiliul Național. S-a convocat Consiliul, s-au sfătuit colegii și cu mine, le-am spus veniți, chiar dacă el cu o săptămână înainte de 15 a dat o altă informație, dar de data asta prin ziar, nu pe semnătura lui, că acel Consiliu se va ține abia în octombrie anul ăsta. Și atunci am căzut de acord cu orice preț pe 15 iunie la București. Eu m-am ocupat de sală, lucrez și acum încă în Palatul Parlamentului ca președinte al Clubului Parlamentarilor Români și am avut această posibilitate, dar nu cu 2000 de euro luați de la Hrebenciuc sau după 3 săptămâni cu 2000 de euro luați de la Voiculescu ca să le punem partidul la picioare, așa cum a tot declarat el și mai declară și acum. La Consiliu a fost revocat, după cum știți, și el și toate organele de conducere. S-a convocat congresul pentru 27 iulie la Alba Iulia și acolo s-a ales o nouă conducere și am trecut la treabă. Și la ora asta sunt în al 13-lea județ în deplasarea mea în interval de 2 săptămâni și voi continua. Dacă aveți întrebări.
ceva la Bansul și să răspundem de la adevărul. Domnule Ciuntu, este adevărat că domnul Corin Vadim Tudor era un dictator? Așa cum de altfel s-a și spus după ce... Nici nu trebuie să vă răspund eu, că dumneavoastră știți răspunsul, pentru că dumneavoastră ați publicat multe excese de ale lui Vadim Tudor, inclusiv cu destituiri prin telefon, destituiri prin revistă. Păi orice partid ține cont de legea 14 a partidelor politice și în baza căruia își redactează și propriul statut. Păi cum poți să dai afară doi membri ai biroului, ca să dau exemplu, ex-senatorul Badea și ex-senatorul Acatrine, deci Piatra Neamț și Suceava, cum poți să-i dai tu afară printr-un telefon sau printr-o scrisoare că sunt prea bătrâni și bolnavi? Păi ei au fost aleși de Consiliul Național. Numai Consiliul Național putea să-i dea afară. La fel cum s-a întâmplat după aceea, când și-a dat seama că pierde teren, a mai dat aproape vreo 20 de lideri din țară, de filiale județene, i-a dat afară și a numit el tot așa, fără ședință de birou, fără ședință de comite director, fără Consiliul Național. Păi ce altceva să se mai spună și să se demonstreze că a fost un despot politic. Însă și prin ce afirmă că e partidul lui? De când un partid este proprietate privată? Astfel, de exemplu, este valabil și la nivelul județului Vaslui. Știți că Corneliu Vichineț a plecat și el din partid în urma unui conflict cu Vadim Tudor. A rezistat mult Cornel, tizul meu. Vă gândiți strategia pe care o aveți să readuceți în partid și oamenii care au plecat din cauza lui Corneliu Vadim Tudor? Deci chiar de la congres, la Alba Iulia, când am avut și o intervenție, e adevărat, după ce s-a votat conducerea, da, asta e altă problemă. Chiar am solicitat tuturor colegilor să deschidem ușile către toți foștii noștri membri de partid care au fost nevoiți să plece. Fie că au avut de suferit în priză directă cu deciziile lui Vadim Tudor, fie că au ajuns la o saturație văzându-l participând la fel de emisiuni de ochiate cu expresii suburbane de scandal cu diferite cu conițe sau cu coane și așa mai departe, care au văzut că în ultimii ani Corneliu Vadim Tudor n-a mai ținut nicio conferință de presă, n-a mai dezbătut o temă, n-a mai prezentat o temă la un post de televiziune politică ca punct de vedere al PRM-ului și dezgustat sigur că oamenii au părăsit, fără poate să anunțe oficial, pur și simplu n-au mai participat la activitățile partidului, lucru care a condus la ceea ce a condus la rezultatele catastrofale, le numesc eu, după ce ai 25-30% să ajungi la 1,4, este păcat de tot efortul care s-a făcut în acești ani din 91 până la data asta. Și de aceea noi vrem să revenim în forță. Cum veți încerca să-i convingeți să revină? Cum? Aș ruga și pe domnul președinte să ne ajute la întrebare. Nu, dar nu, să știți că noi nu convingem pe nimeni. Ei să vină. Deci noi doar am dat dezlegarea asta. Restul ține de fiecare filială. Nu alergăm acum după ei, ai venit înapoi. Nu. Cine consideră că s-a schimbat și că există o altă perspectivă, nu mai e drumul înfundat sub conducerea lui Vadim, hai să ne amintim o singură chestiune care pe mine m-a deranjat. Păi ce naționalist ești tu când nu spui o vorbă despre faptul că Bruxelles-ul a impus anularea rezultatului referendumului, a anulat cele peste 7 milioane de voturi și tu care te bați cu pumnul în piept că ești naționalist, n-ai niciun fel de punct de vedere, dimpotrivă la referendum îndemna peremiștii să nu participe? Ca să nu mai spun că era suficient, când a văzut ce rezultate are partidul sub comanda lui, trebuia să-și dea demisia dacă avea puțină onoare și puțină cherestea, vă rog. Sunteți mulțumit de ce ați văzut, ce ați găsit la Vaslui ca organizare, acum organizația în citat. Vreau să vă spun și mulțumesc de întrebare că în acest județ am fost întâmpinat și în celelalte 12 județe și de alți membri de partid, numai de lider, dar aici am avut surpriza plăcută să întâlnesc cei mai mulți peremiști. Au fost vreo 100, nu? Da. Avem, da, 112. Deci dar 112. Ceea ce îmi dă un imbold și o încredere că avem cu cine să ne apucăm de refacerea de la baza partidului a tot ceea ce am avut înainte și pe baza cărora am obținut rezultatele pe care le-am obținut. Dacă îmi permiteți să întreb. Noi
la alegerile locale, eu am fost implicat ca și candidat la Consiliul Județean tare mult. Prin plecarea domnului Bichineț, dânsul nu a putut să plece la liberal chiar așa. Și-au ales organizațiile și președinții comunele cele mai bune și eu luam cu dânsul. Întrebarea dânsului, asta este. Acum pot să vă spun, sincer, de când cu domnul președinte Sadici am apelat la colegii noștri care au plecat. Doamna Eugenia Ignat, care a fost consilier județean, așa, deja se întoarce, a fost, nu-i place atmosfera și nici felul cum sunt primiți la Partidul Național Liberal, filiala Vaslui, nu mai zic, Mirela Balan, băiatul de la Zăpădeni, Miron, cu tot, cu... Bine, au intrat și în conflict, poate, cu primarul, dar el vrea să revină cu toată organizația înapoi, deci... Este bine. Mă colegul meu, dacă ați ținut legătura cumva cu domnul Bichineț în tot timpul... Dar n-avem domnul Bichineț, îmi permite tot mie să răspund. Vă rog, dumneavoastră știți, eu nu știu. Într-o conjunctură și oricare dintre noi, dânsul aproape a fost forțat să plece, încă a rezistat foarte mult. Noi n-avem ce-i reproșa și el n-ar fi plecat niciodată. Încă în el patriotismul și simțul de... Vreți să vă recuperați oamenii care au plecat între timp? Ei, noi vrem. Și la un vârf, precum... Noi vrem. Unii dintre ei sunt consilieri acum liberali. E cam greu să plece, știți? Dar noi încercăm. Domnule Ciobie. E firească întrebarea, dar momentul acesta, pentru acest moment, nu e o preocupare pentru noi acest lucru. Întâi, ca să te poți prezenta la o negociere, trebuie să ai cu ce. Ori eu, unul, nu sunt de acord, am spus-o și în birou permanent, să discutăm acum despre viitoare alianțe, atât timp cât noi suntem subțiri în multe filiale. Hai să fim realiști. Întâi să recreăm acea bază solidă în teritoriu și atunci vedem cu cine stăm de vorbă. Dar ce pot să vă spun? Că dialog vom purta cu toate partidele politice. Sunt adeptul dialogului. Nu e de formație profesională ca sociolog, dar sunt adeptul dialogului. Politică fără mici compromisuri cu rezultate bune nu există nicăieri în lume. Că mulți oameni, și pe bună dreptate, n-au cultura politică necesară și poate nici nu-i nevoie să o aibă, sunt puțin nedumeriți când văd niște schimbări de idei. Astăzi spun unii de la un partid ceva și peste împotriva altora și pe urmă, uite, vezi, Blaga s-a văzut cu Ponta și cu oamenii lui acum. Și eu am apreciat chestiunea asta. La urma urmei, n-ar fi timpul ca partidele politice, liderii partidelor politice, să fie ei care să militeze pentru un dialog în jurul a ceea ce ne poate uni ca această țară să meargă din ce în ce mai bine, ca această economie să intre în refacere. Eu sunt partizanul unor asemenea dezbateri, sunt partizanul bunului simț în politică, nu a violenței, a bunei credințe. Sigur că sună puțin idealist, dar personal eu nu-mi schimb nici discursul în funcție de nu știu ce conjunctură și militez pe coordonatele astea. Ce-ar fi PRM fără Vadim Tudor? Și am răspuns și spre lauda lui și m-a bucurat, a spus, PRM-ul nu înseamnă numai Corneliu Vadim Tudor. PRM-ul înseamnă, în primul rând, structurile din teritoriu, oamenii din teritoriu. Și mi-a plăcut că a pus chiar titlul mare. Sigur că l-a deranjat la vremea respectivă pe individul, că așa în jurul fiecărui lider politic și numai politic și profesional gravitează de ăștia, cum se mai spun, yes-men de ăștia, așa, lăudăroși care îi șoptez la ureche. Și Bureanu a fost prima care a spus ce a declarat Corneliu Ciontu despre cum se declară că partidul nu înseamnă numai Vadim Tudor. Asta așa, că îți vă dau un exemplu. Că multă lume m-a întrebat, dar de ce a fost lăsat? Nu, până am plecat noi, cei care am plecat, l-am adus de fiecare dată cu picioarele pe pământ și permis să vă dau un exemplu. Într-o seară a văzut la ProTV că un membru al Consiliului Județean Dâmbovița era implicat într-o dare luare de mită și era vorba de 2000 de euro. Din 75 de membri ai Consiliului Județean Dâmbovița, și Dâmbovița era în primele trei filiale ca forță, așa, apare marți în revistă că a destituit biroul permanent de la județul Dâmbovița. Când am citit, am rămas așa, perplex. Nu-mi dăduse niciun telefon, nu nimic.
Am convocat comitetul director, că aveam drept, eram primul vicepreședinte al partidului, la ora 1 și am anulat, fără să-i dau telefon. 3 zile nu m-a sunat. Dar a meditat și a dat seama și când m-a sunat, n-a pomenit de povestesc. Dar după ce am plecat mai mulți, că era și Sever Meșcă, era Ilie Necșu, profesorul Ciocâlteu, Angel Stanciu de la Iași, noi am avut acolo o echipă, noi am avut oameni de valoare acolo. Copilul era președintele Consiliului Județean, Olt, și liderul nostru de acolo. A plecat odată cu mine, președinte la Arad, care era primar de oraș, la Sebiș. Și ușor, ușor au mai plecat și alții. E adevărat că eu, ca prim vicepreședinte, conduceam departamentul organizatoric și toți cei din departament m-au urmat, au plecat după mine și au dat demisia odată cu mine.